بس اما تشجري ويبين انا لعلك اولا ساعة صبك يبيلك من غيا نو ما يزيجي ساشا فتي căutăm să nici nu-i aducem așa vorba, știi? O luăm cu jocul ăsta. Ai văzut ce am făcut-o eu să râd aseară? Leșina de râs. Păi iar, iar, azi mai, mai ales că l-auzi și pe el azi. Și doamna Maria, spuneți-mi un pont. Ce să fac? Spuneți-mi un pont. Pont? Adică? Să spuneți ceva din gașca dumneavoastră. Regula jocului. Hai mă, că să ne distrăm, să ne relaxăm, nu e cine știe ce. Ce-o dau mamele, Elena, vezi? Să ne distrăm, să ne relaxăm, să le vezi la ciordelă. Poate. Ce fug pe aici, aha. Să vezi ce fug pe aici, să vezi ce le... O iau pe doamna la gipsa de picior și tu... Aici trece două ore. Două ore. Vă pun așa. Mi-aduceți dulciuri, mi-aduceți tu de grefe, de pere, de nu știu ce. Ia uite, iar doamna Cioși și-a revenit. Tu n-ai citit bine. Tu n-ai citit bine. Două ore, n-avem voie. Dacă vrem noi, le dăm mâncare, apă, să... Păi da, da, putem să le trimitem, trimeți pe cei care i-ai prins să-ți aducă ție. Nu. Da. Să-ți facă ce vrei tu. Da? Aseară am citit iar. Dar și... știu că a zis că n-ai, dacă vrei, păi... tu le dai apă în mâncare și asta, dacă nu, nu. Tu dacă vrei, să-ți aducă ție ce fii vrei tu. Care îl păzești, să-ți aducă ție apă, mâncare, să facă faci orice ce vrei tu el. Poți să-l lași în locul tău să te dacă ai încredere să da, când a zis da. Deci nu mai e. Odată ce e al păi meu... Da. Dar voi pe Luci și pe Teo unde l-ați fost? Aștia doar ne-au pe aici. Curge nasul. Uite cum se uite. Simona la valiera. Verifico. Unde i-a spus? La păzină? La locul lor. Nu, așa ca chestie, că noi îi cunoaște și putem să spunem la ce sunt buni. Da? Mm-hmm. Cine ce? Teo, la ce el a spus? Stai mă din gură. Da. Noi îi cunoaștem mai bine și putem să... Ia, ia, spuneți dumneavoastră dacă îl cunoașteți cu Teo. La ce ar fi bun? La ce la ciordenice atâta. Așa? Eu nu o spun. Dacă la... nici voi nu spuneți... La păzit e bun, ca doarme. Nu poate, doamna, nici doar. Sănătate. A Ionelo. Ai văzut că așa este? Dă-te și aspirine imediat. Paracetamol. Nu, că momentan sunt bine. Da, cum e bine, e foarte bine. Dar n-aveți voie să ne loviți, doar dacă ne atingeți. Atât, cum adică că... că avem voie? N-ai voie. Fără violență, fără violență. E necesar să mă trezești, încă voiam să dorm. Adică tu ce crezi că dacă ești puternic, când ne dărâm tu, ne faci praf, așa? Cum adică? Noi suntem babe. Începe până la... Ai, tu vrei luptă, fate, aici nu-i cu luptă. Te lupți cu Teo. A zis, nu, violență, doar da, vigilență. Cu vigilență. Păi și... vigilență, adică să fii vigilent când curte. Adică, să fii, păi atâta, nu că violență, mă dărâm pe mine jos o iei tu. Și cază că dacă mă dărâm a jos o iei. Pericol public. Auză și pe simpatica. Asta-i simpatica. S-a sculat? Nu, te-ai trezit. Așa, mai bine zis. Ce foame, a. Îi zic simpatica. Nu știam că plăgeam noi pâine să aveți gata prăjit. Avem acolo o fată, o româncă de-a noastră, e tânără, așa ca voi. A fost cu mama ei, mama ei s-a întors în țară și a rămas acolo singură, cred că cu o mătușă, dar am înțeles că stă singură cu chirie. E frumoasă foc, zici că e păpușă. Și al meu nu poate să-i zică Coni. Îi zice, i-a zis de prima dată, de anul trecut, de acum 2 ani, i-a zis simpatica. Și așa i-a rămas numele, deci tot satul, tot orășelul ăla îi zice simpatica. Și seamănă un pic așa rotundă la față cu Eli. Credeam că mă strigă pe mine. Cu Eli, cu Cristian. Și da, îi zic simpatica. Dar tu ești la pază, nu? Nu, ți-o răspund cu brate mea. Hai, lasă. Sunt de dimineața. Și nu mai ești bună de pază. Mai ești de pază în seara asta? Mai de capul ei. Da. Nu se știe cine e de pază în seara asta. Ce serioasă asta.
Ori ea, ori eu, ori băieții. Nici nu ne interesează. Ori Cristiana, ori Valentin. Păi tu dor pe tine dacă ești de pază. Doamna Maria de pază. Cine eu? Vezi ce mă piși pe mine de râs. Scuzați-mi expresia. Vai de că vine doamna Maria de pază. Nu ne facem azi de necaz, amândouă, nu-i așa? Suntem aici, aveți cine de colț? Păi, vorbim una cu alta ca altul. Elena, dacă e doamna Maria de pază. Și-au luat gândul de la traveu. Da. Să creșteți voi asta. Abar n-aveți. Mm-hmm. Ce vă așteaptă? Nu, e că e ori Nicolae, ori Marian și într-o seară e de una din mamă. De murdar, orice pâine. Da. Orice. Da. Știi nimica, știi, nu știi. Știi tu, tu nu știi nimica. Te-a păcălit Marian, te-a păcălit Marian. Te-a păcălit Marian la toate. Tu ce ai impresia că... Dar asta e Marian. Da, așa e. Da, Marian, așa e. Ți-a spus nimica. Doamna Nancy bolnav? Nu, e posibil să fie doamna Ecaterina. Nu e, mă, noaptea de pază. Deci sunt numai mamele de pază, pentru că băieții n-au cum să stea noaptea aici. Corect. Cum să nu stea băieții aici? Vezi? Ia uite cum s-a dat de călătoria! Și ne gândește! Deci sunt și băieții de pază. Da. No. Da, băieții, deci regula jocul trebuie să stea aici, nu? Ce voi a spus băieții ce mai dau două zbor de așa, doamna Maria vine întoarce și îmi spune adevărul. Tu să... Du-te-n pași și culcă-te, că tu ai treabă. Ce are, ce oră? Știi când asta e jocul, trebuie să-i ține aici. Prima și ultima zi, spun eu. Da, și a doua zi e doamna Nagi sau doamna Ecaterina. Mai da, de ce tot mizați voi pe doamna Nagi și pe doamna Ecaterina? Pentru că doamna Nagi nu prea doarme de obicei, decât adorme pe scaun așa. Și logic e, Ionela, când este puțin deșteaptă, vine așa. A, iei trofeul, pleci pe aia da, și... Doamna Nagi, treziți-vă, da, și noi dumneavoastră spun, doamna Nagi, treziți-vă, că nu mai aveți trofeul. Și vă spun, sori, îmi pare rău, eu sunt vinovată. Ai vrea-te. O să dea Dumnezeu așa, să câștigați. Vedem ce e de la urmă. Hați și noi hați de necaz, doamnă, nu cred că să câștige nimeni. Nimeni. Nu, ce ne milă de băieții noștri că au ales babele, deci ei nu s-au dat în lătură. A fost singurii băieți care au ales babele. Nu contează cine câștigă, cine nu câștigă, dar n-a vrut să vină nimeni. Dar de la noi mai ales pe canapele. Ținând cont că noi suntem mai în vârstă și ne mișcăm mai greu, trebuia să mai vină două persoane la noi. Unul din echipa de la canapea aia și unul de la canapea cealaltă. Să fim noi opt, că noi suntem mai boșoroage, așa. Dar n-ați vrut niciunul. Nu vă, cum îi zice? Victimizați. Că noi, de exemplu, suntem de acord să câștigați. Poate. Și să-i luați și pe Neculaș și Maria. Sunt mâneca aveți cu voi. E așa sau nu e așa? Păi da, dacă câștigați voi, luați și băieții noștri, păi dar nu e lăsa aici. Păi da, dar n-au voie. N-au voie, asta e regulă. Trebuie să joci curat. Hai să văd dacă poți să ridici. Poți să ridici piciorul cât mine? Nu știu, mie să nu-ți dau una în cap. Păi nu, stai acolo și eu îl văd dacă te ridici. Pe până unde să... Ridică piciorul! Să văd cât de sus poți. Cât tine! Fii atent aici. Ai văzut? Dar mă doare piciorul. Te doare? Hai din alea așa. Din aia de care... Ia să ne împurtim, ia de mâine. Da! Lasă-i pe spate! Ține-mă strâns! Nu, niciodată! Am papuci ăștia și arunc. Hai că nu-ți dau drumul, dar lasă-i pe spate. Da! Bine-te-mă! Opa! Stai! M-am îmbatat! Hai, Catrină, și mi-a arătat! M-am pli. Hai să facem altceva. Hai, ce să facem? Asta e problema. Nu sunt așa super, super încântat până acum. Cel mai iubit cuplu s-a destrămat. Poate avem nevoie de o pauză. Deja? Motivul te va lăsa fără cuvinte. Zi-mi tu pe care le vrei dintre cele patru ca să nu mai lungim așa.